Salutare, lumea, eu sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră minunată de Cristi Reacționează. Dacă mai doriți episoade, v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe acel buton de like și astăzi o să reacționăm la niște videoclipuri de pe canalul acesta minunat numit Steve. E un canal de 3 milioane de abonați care a bubuit de foarte, foarte puțin timp, după cum puteți vedea, videoclipul acesta este postat pe 7 septembrie 2021, efectiv a fost postat acolo o lună și două zile și are 41 de milioane de vizuri. Poate vă întrebați de ce naiba are atât de multe vizualizări. Păi, haide să vă explic eu puțin. Se numește în primul rând Too Realistic Minecraft. Cred că știți ce înseamnă titlul acesta, cu toate că este în engleză, înseamnă Minecraft mult prea realistic. Deci, o să vedem ce naiba vrea să însemne lucrul acesta, pentru că, după cum știm și știți și voi, Minecraft-ul este un joc făcut din pătrate, din cuburi, din pixeli, pe care poți să numere acești pixeli. Uite, poți să număr 1, 2, 3, 4, 5, poți, deci e un joc nu foarte realistic. Dar omul acesta o să ne arate cât de realistic este Minecraft-ul, de fapt, cu diferite moduri sau probabil clipurile acestea sunt făcute ca niște renderuri, dar hai să nu mai stăm la vorbă și să intrăm în videoclipurile acestea. Are o serie de 6 videoclipuri, deci o să trecem foarte, foarte rapid prin ele, pentru că au foarte puțin. Hai să începem. Dar înainte să începem, v-aș ruga să nu uitați să apăsați și voi pe acel buton de like. Vă las 3 secunde să apăsați pe el, pentru că este gratis și m-ați face pe mine fericit. Haideți! 3, 2, 1, boom! Acum că ați apăsat pe butonul de like, putem să începem reacția. Hai să vedem. Începe de aici. Ok, până acum nimic neobișnuit. Absolut nimic neobișnuit. Oh my god. Da, chestia asta trebuie să fie un render sau ceva. Vedeți niște picături acolo, n-aveau de unde să apară. Asta înseamnă că e un render. Uite cum a ieșit apa de aici. Apa normal din Minecraft, dacă deschizi ușa, iese? Iese prin ușa apa? Știu că în versiunile vechi nu se întâmplă asta, dar poate se întâmplă asta în versiunile noi. What the fuck? Bro. Dar vedeți puțin pe acolo, parcă e niște albastru de la apa originală. What the fuck, dacă mi-aș pune modul acesta sau dacă ar exista texture pe orice ar fi pe calculatorul meu, să mor eu de nu mi-ar exploda până la vecinul. What the fuck, bro! Pot să cred, ce poate să mai fie acum? Nu spune că explodează apa de acolo. Na, e un render 100%. Dar uite cum se sparg și ălea. Hai să vedem cum sare apa. Boom! Oh my god. Cât de tare este făcut, nu-mi vine să cred așa ceva. Cum era ca Minecraft-ul chiar să fie așa? Ce este foarte impresionant este că pur și simplu, uite cum curge, cum arăta că se duce nivelul ușor, ușor din pătratul ăla. Wow, așa ceva, wow, bun. Deci cam atât a fost cu clipul acesta. Hai să-l vedem pe următorul. Realistic lava în Minecraft. What the fuck? Ce? Bă, băieți? Mamă, uite cum a atins nicovala aia și curge așa peste tot. A făcut nicovala roșie. Bă, băiatule, cât detaliu. Bă, mă jur, dacă Minecraft-ul chiar arăta așa, mi se părea super, super, super tare. Wow. Cât de mișto se vede. Bine, nu tot Minecraft-ul. Mă gândesc un mod, dacă ai adăuga, ar fi super, super tare, dar... What?
Ok. Wow, wow, cât de mișto se vede cum curge pe lângă el. Cât de tare, nu pot să cred așa ceva, da. Ați văzut și voi, sunt renderuri. Nu a instalat vreun mod sau vreo textură, efectiv le-a editat el. În clipul original nu era lava aia acolo, pur și simplu le-a editat el pe calculator. Dar tot, foarte impresionant, extraordinar. Cât de mișto. Wow. Ceea ce mi se pare super impresionant, cu toate că ai editat clipurile acestea, e cât de bine le ține acolo în locul lor. Adică uite, când se mișcă dintr-o parte în alta, arată de parcă chiar e acolo. Uite. What? Stai, sunt curios de o chestie. Da, m-a avut pomul grijă de tot. Se vede și prin pătrățelele astea de aici. Wow, wow, wow. Cât de tare. Da, respect. Nu știu cât timp a luat să fac asta, dar hai să nu ne ocupăm mintea cu așa ceva. Putem să vizionăm al treilea videoclip, Realistic Lava vs. Water. Bun. Ce o să se întâmple? Wow, nu mă satur de efectul ăsta. Uite cât de tare se vede. Și face obsidian. Oh my god. A pus și fumul să se facă. Nu pot să cred. Dar voi ați văzut cât de repede a curs lava? Ia să mai vedem o dată. Cât de repede a curs lava. Wow, curge lava peste apă, wow. Bă, tu vezi cum arată? What? Așa ceva nu este real. Hai să vedem realistic grass in Minecraft. E un grass real? Mamă, cum se vede? Nu pot să cred așa ceva. No way. No way. Trebuie să existe neapărat un texture pe care să facă treaba asta. Bine, și dacă există, trebuie să te joci pe calculatorul de la NASA. N-ai cum. N-are cum să ți se miște cu 100 de frame-uri așa ceva. E imposibil. Super, super tare. Hai să vedem și următorul videoclip. Realistic Sponge and Water. Chiar sunt curios ce naiba o să se întâmple aici. La asta nu mă așteptam. Și la ce mă așteptam? Da, e evident, pentru că este un burete și na, dacă îl pui în apă ar trebui să absoarbă toată apa de acolo. Dar faza este că mă așteptam să o împingă în cealaltă parte. Știi cum e? Ca în Minecraft, că raza unui sponge nu este atât de mare. Mă așteptam să-l pun acolo și deodată se împingă toată apa într-o parte. Dar wow, asta a fost super, super tare. Oh my god, da, asta a fost ultima. Oh my god. Nu știu dacă a fost ultimul clip. Nu, mai avem unul singur de vizionat. I built a giant nether hub in hardcore Minecraft. Nu, cred că l-am terminat. Sau? Cred că l-am terminat, nu? Ok. Păi cam astea au fost toate videoclipurile realistice, să zicem așa, din Minecraft. Pe mine m-au spart. Nu-mi vine să cred la ce m-am uitat.
Vă dați seama că dacă chiar existau modurile acestea în joc, făcea numai clipuri despre asta, dar și mult mai lungi, pentru că nu i-ar lua deloc multă muncă ca să le facă, dar evident, 30 secunde, omul le editează, le randează și le pune așa pe YouTube, numai de dragul de a părea real. Dar, în fine, dacă vreți și voi să le vedeți pe canalul original Stevie. Și da, cam asta a fost clipul minunat de reacție. Dacă mai doriți videoclipuri de reacție de acum înainte, vă aș ruga să nu uitați să apăsați pe acel buton de like. Și eu am fost Cristi, ne vedem. Pa, pa, v-am pupat, ceau.